Prevenirea și combaterea violențelor de orice fel reprezintă un domeniu prioritar de acțiune pentru Poliția Română, ce presupune concentrarea eforturilor instituționale, identificarea și implementarea a noi mecanisme de lucru, astfel încât victima violenței să fie protejată, iar agresorii să fie trași la răspundere penală. Începând de astăzi, 1 octombrie 2024, 18 județe vor intra în etapa a treia de implementare a sistemului informatic de monitorizare electronică. După cum știți, la nivelul IPJ Neamț, sistemul informatic de monitorizare electronică a fost operaționalizat începând cu data de 1.1.2024. De asemenea, începând cu 1 octombrie 2024, sistemul de monitorizare electronică se aplică și în cadrul procedurilor de control judiciar sub cauțiune și arest la domiciliu, în cauzele în care organele judiciare vor dispune obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere în sarcina inculpatului, cercetat penal. Utilizarea sistemelor electronice permite o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor protejate, dar nu reprezintă o măsură de constrângere, ci o metodă de monitorizare și supraveghere care permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare. Monitorizarea se va realiza automat, sistematic și exclusiv pe teritoriul României, asupra unor dispozitive electronice, pe baza identificatorului acestora și în raport de anumite reguli. Identificarea persoanei supravegheate și a persoanei sau persoanelor protejate care poartă dispozitivele electronice va fi cunoscută doar de organul de supraveghere care creează semnalarea. Pentru monitorizarea electronică sunt stabilite roluri clare, reguli și proceduri de monitorizare, alertare și intervenție prin partajarea informațiilor, astfel încât în cadrul monitorizării să nu fie cunoscute datele purtătorilor dispozitivelor de supraveghere, ci doar identificarea acestor dispozitive. După introducerea în sistem a semnalării, organul de supraveghere, precum și organul judiciar care a impus obligația de a purta un dispozitiv de supraveghere, va avea acces în anumite condiții stabilite de lege la datele de localizare a celui care poartă dispozitivul electronic în scopul verificării respectării obligațiilor ce revin persoanei supravegheate. Mulțumesc! Bună ziua! Inspector principal Dumitre, sunt din cadrul Serviciului de Ordine Publică. În continuare, vă voi prezenta statistica privind prevenirea și combaterea violenței domestice. La nivelul județului Neamț, în primele 8 luni. În primele 8 luni ale acestui an, polițiștii au emis un număr de 205 ordine de protecție provizorii, 96 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la 2930 de cazuri de violență domestică, dintre care 850 petrecute în mediul urban și 2080 în mediul rural. Din totalul ordinelor de protecție provizorii emise, 195 au fost confirmate de unitățile de parchet, reprezentând astfel un procent de 95%. La nivelul județului Neamț, în primele 8 luni ale anului 2024, numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice a crescut cu un procent de 2,6% față de primele 8 luni ale anului 2023, de la 725 de fapte la 744. Un număr mai mare de infracțiuni din sfera celor de violență domestică arată amploarea fenomenului și necesitatea de a interveni cu toate mijloacele legale pentru diminuarea lui. În același timp, indică faptul că victimele violenței domestice au din ce în ce mai mare încredere să sesizeze organele de poliție. Au fost înregistrate creșteri, comparativ cu perioada similară din anul 2023, pentru faptele de loviri sau alte violențe, de la 438 de fapte la 448 și nerespectarea ordinelor de protecție, de la 94 de fapte la 107. Au fost înregistrate și scăderi în cazul infracțiunii de amenințare, de la 55 de fapte la 52 de fapte. Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o au infracțiunile de lovire sau alte violențe, reprezentând un procent de 60,5%, 448 de fapte și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție, 107 fapte, reprezentând un procent de 15,19%. Acestea împreună reprezentând 78,8% din totalul faptelor.
După locul comiterii faptelor, se constată că 228 de infracțiuni au fost comise în mediul urban, 516 în mediul rural și 659 de infracțiuni la domiciliul, iar în spațiul public un număr de 85 de infracțiuni. În primele 8 luni ale anului 2024 s-a înregistrat o creștere atât a numărului autorilor, 763, care comit astfel de fapte, cât și a victimelor acestora, 812 victime. În aceeași perioadă, instanțele judecătorești au emis 257 de ordine de protecție, 96 fiind provenite din ordine de protecție provizoriu. Ca o continuare aici, aș dori să mai adaug că la data de 31.08.2024 a intrat în vigoare și legea numărul 26 din 28.02.2024 privind ordinul de protecție, care se referă la ordinul de protecție pentru victimele care nu sunt membri de familie. În această situație, polițiștii care primesc sesizările sau intervin la evenimente aduc la cunoștință victimei că are posibilitatea să solicite un ordin de protecție, iar dacă victima este de acord, îi mânează acestea o cerere pe care o va completa personal. După completarea cererii, urmează procedura completării formularului de evaluare a riscului, în care victima este întrebată exact ca în cazul violenței domestice, întrebările din formularul de evaluare a riscului și răspunde cu da sau nu. În urma terminării chestionarului, se va constata sau nu dacă există risc iminent. Dacă există risc iminent, îi se va aduce la cunoștință victimei că urmează a fi emis un ordin de protecție provizoriu. În această situație, victima are posibilitatea să accepte emiterea ordinului de protecție sau poate să se opună. În cazul în care se opune, victimei îi se înmânează o altă cerere pentru a se prezenta ulterior instanței de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecție. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt inspector principal Stanca Ionuț, din cadrul Centrului Operațional de la IPJ Neamț. După cum știți, la nivelul IPJ Neamț, sistemul informatic de monitorizare electronică a fost operaționalizat la data de 1 ianuarie 2024. În ceea ce privește monitorizarea electronică în centru operațional, în primele 8 luni ale anului, în 52 de situații, a fost pusă în aplicare măsura obligării agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, reprezentând aproximativ 13% din totalul ordinelor de protecție sau de ordinelor de protecție provizorii, respectiv ordinelor de protecție. Din cele 52 de situații, au fost dispuse un număr de 26 ca urmare a nerespectării ordinilor de protecție și 26 pentru ordinul de protecție provizorii. În ceea ce privește infracțiunile constatate cu ocazia monitorizării electronice în dispeceratul centrului operațional, au fost înregistrate un total de 32 de infracțiuni, din care 6 de distrugere, 15 pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a ordinului de protecție, iar 11 pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a ordinului de protecție provizorii. Ca urmare a nerespectării măsurilor dispuse în ordinele de protecție provizorii sau ordinelor de protecție, a fost luată măsura preventivă de reținere față de două persoane. Polițiștii emit ordine de protecție provizorii în exercitarea atribuțiilor de serviciu când constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică în scopul diminuării acestuia. Cam atât din partea centrului operațional. Mulțumesc! În cazul în care cel care poartă această brățară o distruge, ce se întâmplă? Văd că sunt 6 distrugeri. Mai primește ceva la pedeapsă sau... Se întocmește un alt dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Ați avut cazul în care cei cu brățară s-au opus verificărilor sau în momentul în care i-ați verificat și nu erau la locul la care trebuia să fie? Au devenit violenți, de exemplu? Până în prezent nu au fost semnalate astfel de cazuri. În schimb, au fost cazuri în care s-a refuzat montarea brățării. În acest caz, întocmindu-se un alt dosar penal pentru nerespectarea dispozițiilor din ordinele de protecție sau obligațiilor sau ordinele de protecție provizorii. Care a fost cel mai dificil caz pe partea asta de monitorizare?
Mai dificile sunt alea care mergem, colaborăm cu celelalte județe din prejur. Pentru că monitorizarea electronică o putem face în dispeceratul de la IPJ Neamț, dar același timp victima sau agresorul să aibă domiciliu într-un alt județ. Atunci trebuie să dispecerizăm forțe de la acel județ pentru a verifica alertele care sunt generate de aplicații în sistem. Nu am întâmpinat până acum probleme. Mulțumesc! Câte alerte au fost false, în sensul că o persoană e la piață și cel care nu are voie să apropie de persoana respectivă la fel, de la piață la cumpărături și atunci se activează alarma? Au fost, nu știu dacă putem să le numim false, au fost situații de alerte de apropiere în care persoana supravegheată, adică victima, a mers într-un loc în care se afla și persoana supravegheată, în speța agresorul, dar nu au fost false. Dacă au fost, au fost reale, au fost dispecerizat un echipaj de cel mai apropiat echipaj de poliție la fața locului, s-au luat măsuri, s-a constatat faptul că nu a fost vina agresorului sau apropiat, ci a fost invers și atunci s-au întrupit documentele aferente. Deci nu pățește nimic din punct de vedere legal dacă se întâlnesc dintr-o greșeală. Se poate, se pot întâlni. Poți să nu știe unii de alții, se întâlnesc la un market, se întâlnesc la... De regulă există și o alertă de preapropiere și atunci cumva deja se ia legătura cu victima. Primul lucru la noi în dispecerat primordial este siguranța victimei și atunci primul lucru operatorii din dispecerat iau legătura cu victima și spun, i-a duc la cunoștință că a fost generată o alertă de apropiere și să pună la adăpost de posibilul agresor. Asta e primul lucru și după aia se stabilește că de fapt n-au știut unii de alții. Deci victima primește un telefon și agresorul o brățară, da? Deci sistemul de monitorizare electronică e format dintr-o brățară și un telefon pe care îl primește agresorul, iar victima primește un alt telefon care sunt obligați să le poarte permanent, să le încarce și să le poarte permanent. Dacă agresorul se depărtează cu brățara, care este un dispozitiv fix montat pe glezna agresorului, se depărtează de telefon, noi avem o alertă, generează o alertă și care aducem la cunoștință că s-a depărtat de telefon. S-a dus în grădină, după lemne. Au fost situații când stau la curte. Iar victima are un telefon prin care pe acel telefon noi luăm legătura și cu unul și cu altul și relaționăm cu ei. Existând posibilitatea, deci victima are inclusiv pe acel Pure Protect, denumit generic, posibilitatea caz de apropiere a victimei, să apeleze un SOS victimă și face legătura directă în dispecerată SIME. Câte victime sunt din noi? Nu am o statistică. La mine nu au fost prea mulți. Marea majoritate au fost între soți sau concubini sau foști concubini. Am avut și victime socri sau foști socri, care fac parte din aceeași categorie. Ca și grad de rudenie. Ce înseamnă personal care se ocupă de acest segment? Câți polițiști sunt pe acest segment de monitorizare? În dispecerat avem un număr de 4, de 10 polițiști care lucrează în ture, 2 pe tură, în dispecerat, iar în stradă, în segmentul stradal, patrule de ordine publică care intervine, dar nu doar ele. Pe principiu este cel mai apropiat organ de ordine publică intervine. Aici având posibilitatea inclusiv să relaționăm și cu colegii de la jandarmerie, poliția locală și, unde e cazul la noi, poliție de frontieră. Cel mai apropiat organ, așa zice, prevede legea 146 din 2021, cel mai apropiat organ de ordine publică intervine. Aș vrea să profit de această întâlnire cu dumneavoastră și să le mai transmitem victimelor violenței domestice. Cunoaștem faptul că faptele de violență domestică de cele mai multe ori nu sunt sesizate către noi din cauza mai multor factori, cum ar fi contextul social, apartenența victimelor materială de partenerii lor, acestea
sentimentul de rușine, sentimentul de teamă al acesteia, însă vrem să le transmitem că noi, Poliția Română, dispunem de pârghiile necesare și mijloacele, pârghiile legislative necesare și mijloacele pentru a le proteja, însă avem nevoie de acestea ca să ne sesizeze. Încurajăm toate victimele să sesizeze organele de poliție în orice mod pot acestea și le asigurăm de tot sprijinul nostru. Și ca un exemplu așa, care mi-a rămas mie în minte, am avut o victimă a violenței domestice care a făcut nenumărate sesizări la poliție. Era o doamnă, avea 3-4 copii, dintre care cel mai mic, la un moment dat, ultima dată când a sesizat poliția, avea 7 luni. Doamna, datorită partenerului care era un consumator de băuturi alcoolice la extrem dus așa, venea, ne sesiza, după care ea nu avea servici, nu avea nimic, depindea întru totul de dumnealui. Și din această cauză și dumneai s-a apucat de consumat băuturi alcoolice. Într-un final a sunat la 112, ținite că era în apropierea sărbătorilor de iarnă, a mers la sesizare și atunci când chiar eu am fost la această sesizare, am văzut copilașii ăia, cel mic era într-o stare, nu vă pot spune cum, bineînțeles că am sesizat și asistența socială și ambulanța, iar doamnei i-am dat un ordin de protecție, a fost de acord cu el, ulterior instanța de judecată l-a confirmat și i-a dat un ordin de protecție pe 6 luni, agresorul l-a încălcat, a fost reținut. Doamna, după ce au trecut cele 6 luni, a mai mers la instanță de judecată și a mai solicitat prelungirea acestuia și a mai luat încă 6 luni și în prezent m-am întâlnit cu ea întâmplător într-un magazin și era foarte bine, a reușit să-și crească toți copiii, copilul mare, băiatul, terminase și el școala, își găsise de lucru. Cel mic era foarte bine, doamna nu mai acceptase ajutorul celor de la asistență socială și a luat și tratament pentru alcool. Și pe această cale, cum a putut această doamnă cu 4 copii din mediul rural, este și angajată, acum își crește copiii în liniște și nu s-a mai împăcat cu agresorul. Aș dori ca acesta să fie un exemplu bun pentru restul femeilor victime, că avem și un număr de 84 femei agresori dintre toți autorii, din cei 763. Vă mulțumesc! Se poate ca femeia să devină agresor în momentul în care se umple paharul? Și atunci devine ea agresor. Probabil că se poate, dar asta nu este o scuză să fii un agresor. Chiar am avut monitorizare electronică, dublă monitorizare electronică. Da, am avut dublă calitate, și agresor și victimă. Amândoi purtau brățară. Dacă sunteți de acord să vă prezentăm, v-a prezentat colegul meu pe scurt dispozitivele. Acestea sunt pe violență domestică. Avem un portret care semănează împreună cu acest dispozitiv agresorului și acesta este POR Protect pentru victimă. V-a spus colegul mai departe, vreau să vă zic că de la 1 octombrie de astăzi ai aceste două telefoane, nu, de fapt... Unul singur. POR Trecu. POR Trecu. Și cu brățara vor fi folosite și pentru monitorizarea electronică în cazul măsurilor judiciare. Și în continuare las pe colegul să vă prezinte noutățile. Câte echipamente sunt în județul meu și câte sunt folosite acum? Deocamdată în practică nu am instalat niciun dispozitiv, pentru că abia de astăzi începe efectiv monitorizarea. Echipamente am avea 50 pentru măsurile de arest la domiciliu,
și 45 pentru cele de control judiciar. Diferența față de ordine de protecție și ordine de protecție provizorii constă în faptul că avem, ei spun bică, noi spunem baliză sau senzor. Și ține foarte mult de topografia locului în care se va executa măsura arestului la domiciliu. Respectiv apartament, casă, diferă. Sunt niște specificații tehnice care, cât uși decât sunt confidențiale, nu pot să insist mai mult. Noi nu avem celălalt terminal care se dă la victimă, ca în cazul ordinii de protecție. Avem strict pentru persoana aflată în control judiciar și arest la domiciliu. Pentru cel în control judiciar vor fi trei măsuri pentru care va putea, trei obligații, aceea de a nu părăsi limita teritorială a județului, a orașului sau a țării, de a nu se deplasa în anumite locuri stabilite. Ca și un exemplu, o persoană nu are voie să se întoarcă la locul de muncă. Locul de muncă va fi hașurat, se va stabili o distanță minimă de care nu are voie să se apropie, astfel încât în momentul în care va trece de acea distanță, în dispecerat se va prinde un beculeț care ne va semnala faptul că se apropie. Posibil și din greșeală, să uite. Adică următoarea etapă va fi să-l sunăm și să-i spunem. În cazul în care continuă, deja trecem la alte chestii, de încălcare obligații. Și mai este a treia obligație de a nu reveni în locuința familiei. Și aici cred că undeva, la un moment dat, ne vom interconecta și cu ordine de protecție. Sens în care cred că va purta două brățări, din ce am înțeles pe metodologie, încă este proiect, urmează să fie finalizat în perioada imediat următoare. Va fi o provocare, vom vedea diferențele între executarea măsurii arestului la domiciliu la bloc versus casă, pentru că topografia locului diferă. Vom avea curți cu câte 4-5 mii de metri pătrați, apartament sau garsoneră, 30 de metri pătrați. Însă, în practică, vom observa și ne vom da seama efectiv ce va presupune măsura arestului la domiciliu. La control judiciar e destul de, să spunem, limpede. Am fost la București, unde au fost prelucrate anumite aspecte și se va face o Românie mai mică, ca să zic așa, pe hartă, în care va fi un contur cu o limită de 30 de kilometri față de graniță. Limita minimă acceptată. În momentul în care, cred că va fi și o limită mai mare, în care va începe să comunice cu dispeceratul și va fi anunțat. Problema nu este a noastră aici la județul Neam, va fi problemă pentru județele limitrofe de graniță. Acolo va fi un pic mai dificil. Da, se va hașura efectiv orașul, din ce am înțeles, și nu va avea voie să iasă efectiv din oraș. S-a făcut cumva un calcul la ce înseamnă costul cu tot ce înseamnă supraveghere, nu știu, mă gândesc, dacă fugarii pot plăti din propriul buzunar întoarcerea în țară, gândesc că și acești... Nu știu dacă sunt în măsură să vă răspund eu la așa ceva. Ar trebui să plătească tot deranjul. Fișa post. Exact același tip de echipament se mai folosește undeva, mai folosește cineva în lume? Nu știm. Nu știm, știm că sunt țări care au aplicat sistemele astea. Exact același tip de echipament. Nu cum să vă spun asta. Ele au fost achiziționate de către IGPR. Dar în principiu specificațiile tehnice cred că sunt aceleași. Exact ce v-am spus la început, un ID după care vor fi identificați, prin lege spune că în momentul în care punem în executare măsura și montăm brățara, în condițiile în care poate fi tehnic utilizată brățara, vom avea situații în care nu este semnal pentru terminal, chiar pe cele patru rețele care sunt active, RDS, Orange, Vodafone și cu Cosmos de Bargă, dacă trebuie să aducem la cunoștință organul judiciar care a dispus măsura, în sensul că suntem în posibilitatea monitorizării electronice și se va continua ca și până acum. După care
sursa de energie. Este una din cauzele care nu, pentru care nu se poate efectua monitorizarea electronică. Dar dacă se poate, în momentul în care, după ce punem, instalăm tot ce înseamnă tehnic, îi facem o fotografie de la umeri în sus, dintre care două treimi trebuie să fie figura, care va merge în dispecerat, iar ID-ul va fi interconectat cu fotografia, astfel încât dispecerii să-l poată identifica mult mai ușor. Brățara nu are nevoie de curent, nu are un chip. Brățara are numie cam un an de zile. Un an până la maxim 2, depinde cât este de utilizată. Pentru că ulterior ele vor fi trimise pentru igienizare. La fiecare demontare. La fiecare demontare. Curelele sunt cu fibră optică care comunică cu respectivul dispozitiv care se numește TAL, țintă, și care comunică cu terminalul GSM și cu senzorul. Dar, repet, nu pot să vă dau mai multe detalii tehnice, pentru că, în practică, încă n-am ajuns la situația să le montăm. Cam știm ce avem de făcut, însă, practica... Dar, în ce am înțeles, sunt Statele Unite ale Americii, ci că au toate cele trei puse într-un întreg. Da, da, da. De asta zic că diferă de la stat la stat sau de la... Mm-hmm.